Un puternic incendiu a izbucnit la acoperișul unui bloc cu 10 etaje de pe strada Ripensia din Timișoara. Timișorenii aflați în zona incendiului au primit mesajero alert în care au fost avertizați să evite zona, iar persoanele care locuiesc în cartier să închidă geamurile pentru ca fumul să nu intre în casă. Reprezentanții ISU Timiș au transmis că incendiul a fost stins și nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Am fost anunțați prin apel la 112 despre producerea unui incendiu la acoperișul unui bloc situat pe strada FC Ripensia din Timișoara. Au fost alertate detașamentele 1 și 2 de pompieri care s-au deplasat la fața locului cu 5 autospeciale de stingere, 2 autoscări de lucru la înălțime, 3 echipaje smurt și o autocisternă de 30.000 de litri de apă. La sosirea pompierilor la fața locului, după efectuarea recunoașterii, s-au constatat următoarele. Incendiu se manifesta cu ardere generalizată la acoperișul de tip terasă, acoperit cu bitum, cu degajări masive de fum și gaze toxice în atmosferă. Au fost evacuate 38 de persoane, dintre care 2 persoane nedeplasabile. Din fericire, nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. A ars izolația de carton bituminos de pe acoperiș pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați și pe partea superioară a izolației din polistirena clădirii. De la sosirea forțelor și mijloacelor la locul intervenției, incendiul nu s-a mai propagat. ISU Timiș a transmis un mesaj ro-alert pentru avertizarea populației, iar la ora 15:43 incendiul a fost lichidat. În acest moment se fac cercetări la fața locului pentru a se stabili cauza care a dus la producerea incendiului.